Se spune că râsul e cel mai bun medicament, nu-i adevărat? Eu când mi-am rupt piciorul am râs 3 ore. Tot la spital am ajuns. Eu nu fac doar stand-up, am multe alte talente. Sunt și ventriloc, adică pot să vorbesc fără să mișc buzele. Deocamdată pot să fac doar... Și am și un mic truc de magie pe care îl fac în serile în care nu prea râde lumea. Știți că magicienii au un porumbel pe care îl scot dintr-un joben. Eu n-am un porumbel, nici joben, am doar un cuc pe care îl scot și apoi îl fac să dispară și la final îl fac să apară la cineva după ureche. Dacă sunt voluntari... La început Terminator era începător. Dacă Terminator era vibrator, ar fi zis I'll be black. Am văzut odată un orb pe stradă, încerca să traverseze, m-am dus la el, i-am dat un pumn, nici n-a știut ce l-a lovit. Deci după aia m-am dus să-l ajut să se ridice și am zis să fie atent că pe acolo cad surțuri. Era vară, el a zis că e orb, nu e prost. Și atunci am mai căzut un țurțure din lateral, a venit așa, țurțurile. Să sună un pic ciudat asta, dar eu urăsc marinarii. Pentru că am avut o experiență neplăcută, eram la mare și am văzut în valuri o sticlă din aia cu dop de plută, cu un mesaj în ea și m-am chinuit un pic să scot sticla, că era marea învulburată. Și am scos sticla, am scos mesajul și scria, suci pula. Și m-am uitat în larg și am văzut marinarii se uitau cu ochianul la mine și... râdeau. Toate fetele cu care am fost mi-au zis că sunt foarte bun la pat, că sunt ca un armăsar. Și asta în special că îmi place să mă cac din picioare. Am văzut odată un boschetar care fuma chiștoace de pe jos. Și a venit la el o promotoriță din asta cu țigări. Și l-a întrebat, fumător? Și l-a zis da. Și l-a întrebat, ce fumați de obicei, normale sau slim? Și l-a zis, short. Eu am o problemă cu vezica, mă taie despișarea și na, dacă se întâmplă seara sau noaptea, e ok, te duci la un colț de bloc, la un copac și îți faci treaba. E mai greu ziua, că nu poți să te piși așa pe stradă și am intrat acum 2 săptămâni, eram pe stradă, trebuia să mă piși și am intrat în primul loc deschis, nu știam ce e acolo, era un salon de masaj erotic, n-am știut și era o tipă la recepție, m-am dus la ea și am întrebat, nu vă supărați, aici la baie cu taxă? Și a zis, da, normal, 1,5 milioane. Și am zis, cred că n-ați înțeles, eu doar vreau să mă piși. A, cu pișat 3 milioane. Nu știu dacă mai avem chelioși în sală, întreb pentru că vreau să înființez o organizație exclusiv pentru chelioși, să cheme KKK. La loc cum aveau americanii KKK, se îmbrăcau un alb, ardeau cruci, noi să ardem peruci. Numai că trebuie să avem grijă că KKK e foarte aproape de gay-gay-gay și e hardcore-ul. Îmi place foarte mult să fac farse. Încă mai sunt magazine care vând țigări la bucată. Și merg la magazinele astea, la vânzători, și zic, dați-mi, vă rog, 20 de țigări la bucată. Și zice, da, asta înseamnă un pachet. A, da, dați-mi 19. Și farsa mea favorită e... aveam acasă o sticlă din asta de apă în care am pus palincă și veneau prieteni vara însetați, ziceau să le dau apă, le dădeam să bea de acolo, ei credeau că e apă, beau, îți dai seama, se enervau, scuipau. Dar nu prea mai pot să fac cu ei farsa asta și acum când se organizează în București maratoane, stau acolo pe margine cu sticla asta cu palincă. Nici aia n-apreciază. Eu când m-am născut, părinții mei au fost foarte nefericiți pentru că erau foarte săraci și și-ar fi dorit foarte mult un copil de bani gata. Da, m-au avut pe mine. Le-am și făcut probleme pentru că tot făceam pe mine în pat, dar au găsit o soluție, mi-au luat o pătură electrică și când mă pișam, mă curenta și trebuie să mă dezvăț. Ca să scape de mine, m-au trimis să copilăresc la țară. Am avut mare noroc cu bunicul meu, era genul de om care avea răspuns la orice, orice îl întrebam, zicea, nu știu. Era foarte ok. Eram foarte competitiv când eram mic, jucam fazan. Ați jucat vreodată fazan?
toată lumea a jucat fazan. Și eram foarte competitiv și ziceam un cuvânt care se răna cu re și ăla zicea restaurant, nătă, pac, fazan, te-am închis. Și eu ziceam, stai bă, că știu cuvânt cu nătă. Nu te morți, măt. Și câștigam de fiecare dată. Nu eram foarte isteț la școală, scriam foarte urât. Învățătoarea, când a auzit cât de urât scriu, mi-a zis, Crisi, dacă te-ar vedea Mihai Eminescu cât de urât scrii, s-ar întoarce mormânt. Eu nu știam cine e Mihai Eminescu, am înțeles doar că e unul care a ieșit din mormânt și nu se întoarce până nu vede mie tema la română. Și am fugit de la școală. M-au pus să mă întorc. Am ajuns la liceu, când în liceu aveam început de chelie. Spun asta că acum am sfârșit de chelie. Tot în liceu mi-am propus ca de fiecare dată când mă culc o fată nouă să-mi fac și un tatuaj. N-a fost cazul. Pentru mine e trist. Dar măcar eram foarte bun la matematică. Eram așa bun la matematică că m-au chemat ăștia de la NASA să lucrez pentru ei. De acolo am și bluza asta. Și urma să fiu ăla care zice numărătoarea inversă când lansează o rachetă. Dar îmi plăcea prea mult suspansul și m-au dat afară. Eram 5, 4, 3, 2 jumate. Și m-au dat afară. Și liceu mă masturbam destul de mult. O fac și acum, dar în liceu mai mult că eram mai tânăr. Chiar mi-amintesc cu drag. Când maică-mea m-a prins, prima dată, mi-a zis, Cristi, dacă te mai prind că faci asta, te dau pe mâna poliției. Am zis că mă descurc și singur, nu? Nu cred că sunt printre voi bărbați care se masturbează, pentru că am văzut multe cupluri aici, dar... na. Sunt și excepții. Am zis că sunt unii în cuplu foarte romantici care atunci când fac dragoste cu iubita lor au o piesă preferată pe care fac dragoste. Eu când mă masturbez am ajuns la nivelul următor. Am o poezie care sună cam așa. De ce mă strângi în pumnul tău? Tu nu știi că-s mic și că mă doare? Atât știu două versuri, dar îmi ajung. Este Gândăcelul de Elena Farago. Pentru cunoscători, merg și alea de Nicolae Labiș. Recomand cu căldură. Sunteți rasiști? Da. Hei! Bravo, vă! Eu sunt un pic rasist, sunt un pic rasist, în sensul că dacă merg cu trenul, mi-au la clasa întâi să nu urce țigan cu mine. Și odată, evident, au urcat patru țigani cu mine și am zis, bă, sunt și ei oameni acum, na. Aveam și bagaje, nu vreau să plec de acolo, mi-era lene și l-am dat, m-a tăiat pișarea. Și am zis, bă, na, trebuie să merg la baie. Și m-am uitat la ei și am rugat să uit un pic la bagaje. I-au zis că se uită de când au urcat. Când m-am întors, deja se uitau la un film pe laptopul meu. Și a apărut o eroare că Windows-ul e piratat și s-a enervat foarte tare, au zis că ei nu tolerează furtul de proprietate intelectuală și s-au ridicat și au plecat, cu tot cu laptop. Bănuiesc că majoritatea stați la bloc, nu? Eu am stat în mai multe blocuri pentru că stau cu chirie în București și am observat o chestie comună la toate blocurile în București. Toate blocurile au un administrator care e semi-analfabet. Pentru că lasă acolo la vizier tot felul de afișe scrise cu foarte multe greșeli gramaticale, abia înțelegi ce a vrut să zică, de asta la final îi scriu, vă mulțumim pentru înțelegere. Și am și vecini foarte dubioși, chiar sub mine stă unul de vreo 90 de ani, domnul Nelu îl cheamă, și e senil săracul, nu știe prea multe, și merge administratorul, v-am zis că e prost, merge la ăsta la ușă și îl întreabă, domnul Nelu, când vă plătiți întreținerea? Și ăsta zice, când o vrea cel de sus. Și administratorul vine la mine la ușă. Când își plătește domnul Nelu întreținerea. Și eu zic că domnul Nelu, de fapt, se referea la Dumnezeu, nu la vecinul de sus. A, la Dumnezeu? Și la ce apartament stă Dumnezeu? Păi știți, Dumnezeu este peste tot. A, ok, o să trec o persoană în plus la toate apartamentele atunci. L-am vizitat aseară pe Suleiman Magnificu. A venit la mine în vis și se lăuda, uite câte femei am eu și am zis, vrei să-ți fut una? Știți emisiunea Mythbusters de pe Discovery? Era o emisiune foarte mișto, cred că mai e încă. Spulberau mituri și le-am scris și eu să văd dacă e adevărat că poți să faci din căcat bici.
Cred că dacă cineva reuși să facă din căcat bici, ar fi foarte nefericit, că toți prietenii ar spune ce bici de căcat ai. Eu par mai nefericit așa, dar să știți că în sinea mea sunt foarte fericit, pentru că am reușit aseară să dau la DES la calitate maximă de pe Torente toate sezoanele surprize. Da, și am văzut un episod care m-a emoționat foarte tare, îl știți pe ăla cu băițelul mic, cu Bogdanel? Vi-l zic eu. Doar imaginați-vă că eu sunt Andreea Marin, știu că e foarte greu. Bună seara, lângă mine se află Bogdanel, care are doar 8 anișori. În urmă cu 3 luni, părinții săi au fost mâncați de lupi. Iar casa le-a fost înghițită de ape. Acum Bogdanel trebuie să aibă grijă de cei 11 frați ai săi mai mici. Cu toții stau în pădure și mănâncă scoarță de copac. Dar, dragă Bogdanel, în seara asta lucrurile se vor schimba. Pentru că știm că uneori în pădure nopțile trec foarte greu, echipa surprize îți aduce în dar un puzzle cu 10.000 de piese. A fost o emisiune bună, surprize. Chiar, mi-e un pic jenă să recunosc că eu am participat la surprize. Aveam un văr care era plecat în Australia de mulți ani și vărul ăsta am datorat foarte mulți bani. Și m-am dus la Andreea Marin și am zis că mi-e dor de el. Și l-a adus în țară. Nu mi-am recuperat banii, dar nici el nu s-a întors în Australia. Și atât de la mine, vă mulțumesc că am fost Cristi. Da, eu sunt Sergiu, unii dintre voi s-ar putea să mă știe pe mine după față, de la radio. Că na, cu fața asta ce era să fac? M-am dus unde nu mă vede lumea, dar am plecat și de acolo, e ok. Am stat și eu în spate acolo până acum și nu m-am uitat la show, v-am urmărit pe voi. Că ne place și nouă să vă judecăm pe voi. Dar sunteți ok. Sunteți ok. Ați râs la glume, ați râs. V-ați prins la glume, majoritatea. Nu v-a supărat la glume, ceea ce mi se pare de apreciat, că nu v-a supărat la glume, că se mai supără oamenii la glume. În 2018, eu nu pot să înțeleg treaba asta. Cum poți să te superi la o glumă? E decât o glumă. Păi, mi s-a întâmplat să zic despre ardeleni că sunt încet să se supere ardelenii, să zic despre moldoveni că sunt bețivi să se supere moldovenii, să zic despre femei că sunt curve să se supere moldovencele. Se întâmplă. Sunt cumva moldovenii în seara asta aici, hai să aplaude. Normal, e București. E plin de moldoveni, sunt mult mai mulți decât cât se au aplaudat acum. De-aia care n-au aplaudat stau deja de 2 săptămâni aici. Ei nu mai sunt moldoveni. Ei nu sunt moldoveni, sunt din Bucovina. Nu sunt moldoveni, sunt din Buzău. E ok. Lumez, n-am nimic cu moldoveni, n-am o problemă cu moldoveni. Bine, am o problemă cu moldovenii, dar n-am o problemă cu moldovenii că-s moldoveni. Am o problemă cu moldovenii că sunt oameni. Nu mai suport oamenii în general. Bine, nu urăsc oamenii în general fără un motiv anume, nu. Trebuie să fii nebun să urăști oamenii fără un motiv anume. Nebun sau Mircea Badea, nu. Eu găsesc la fiecare ceva care să mă deranjeze. Nu știu, ăla cum mănâncă, aia cum înghite, aia cum nu înghite. La fiecare găsesc ceva care să mă deranjeze. Nu mai suport și pe categorii, spre exemplu, nu mai suport bărbații cu decolteu. Pare că suntem ok în seara asta. Până am văzut bărbați cu decolteu atât de mare că oamenii aia nu făceau scame în buric, efectiv. Era și decolteu și șliț în același timp. Și nu mai suport oamenii cu câini mici. Știți câinii aia mici, șoricari aia, șobolani aia, cremvuștii aia târâți pe podeaua unei frizerii? Știți animalele alea? Băi, câinele e câine, trebuie să fie mare, îmi plac câinii, am un câine mare. Dacă vrei ceva mic, ia-ți în pula mea o pisică sau cheamă-l pe Toma, serios acum. Dar nu-s făcut să existe, pe bune, îi chinuie soarta când se cacă, le ies ochii din orbite. Vrei să fii cu bun simț, să strângi cu punguța căcată după câinele tău, strângi din greșeală câinele și-l arunci la coșul de gunoi. După aia pleci cu căcatul în lesă. Hai, bobiță, hai! Ce mai cu tine nu mai miști? Ce ai pățit? Ai început să puți! Ai boabe de porumb în blană! Cred că de asta ți-am zis, bobiță.
Și nu mai suport oamenii care au liftul până la etajul 1. Cât poți să fii de leneș? Să nu poți să urci un etaj pe scări? Tot ce fac oamenii care au liftul până la etajul 1 este să mă cetinească pe mine. Care le-au până la 2. Jur că dacă nimeresc într-o zi în lift cu un din ăsta care apasă la etajul 1, are un căcat din ăla mic la sub braț și tricou cu decolteu, vă jur că mor de gât cu Dorian Popa. Mor cu el de gât. Și apropo de persoane care îmi displac, mai e o persoană care nu-mi place, Dani Mocanu. Îl știți pe Dani Mocanu? Da. În cazul în care e cineva care, pe care nu-l știe pe Dani Mocanu. Dani Mocanu este un manelist, da? E cel mai gangsta manelist, e cel mai băiat rău, e tupa cu manelelor omul ăsta. Și în același timp e tipul care a pus un selfie cu el pe Facebook. A pus un selfie cu el în lift. Și în descrierea pozei a scris că i-a zis liftul, că îmi pare rău, dănuțule, n-am unde să te duc, că deja ești la cel mai înalt nivel. Ăla e. Am mai pus o poză cu el lângă o mașină cu care vorbea, omul vorbește cu obiectele. Eu sunt sigur că el se duce la aparatul de cafea, apasă pe aparatul de cafea și zice aparatul de cafea: îmi pare rău, dănuțule, n-am ce să-ți fac, că deja e una scurtă. Se duce la bar, cere un pahar de Cuba Libre, ia paharul de Cuba Libre și zice paharul: îmi pare rău, dănuțule, n-am decât cola, că tu ești deja rom. Într-o zi, dănuțul nostru singur acasă, își trage lângă el un pachet de șervețele, mută mouse-ul în stânga. Râd bărbații la gluma asta. Pentru fete, intră pe un site porno. Nu știu, ziceți. Pornhub sau cum ai zis băiatul, eu chiar nu mă pricep. Chiar nu vine nimic în minte acum, în afară de RedTube și YouPorn. Dar mă rog. Sau X Amsterdam, în rest, nimic, doar Pick Hunter. Sau Casting Couch, așa. Sau Fake Taxi. Sau Horse and Horses. Mă rog, intră dănuțul nostru pe un site porno și apare un pop-up cu un banner pe care scrie: închide tabul cu mine, dănuțule, că tu ești deja terminat. Am mai zis gluma asta și acum câteva zile eram în duș și când am ieșit din duș am văzut că mă sunase Dani Mocanu. Aveam un apel ratatatatat. Dar și voi urâți oamenii, nu? Da. Eu am o soluție pentru voi dacă vreți să vă dați seama pe cine urâți din viețile voastre. E o soluție foarte simplă, eu am testat-o, am încercat-o, funcționează. Tot ce trebuie să faceți este să faceți un copil. Foarte ușor, dacă ești bărbat. Și înainte să se nască copilul, o să trebuiască să-i găsiți un nume. În momentul în care căutați numele, vă dați seama pe cine urâți din viețile voastre. Că nu vreți să poartă numele ăla. Vine jumătatea mai bună și zice: ce zici de Mihai? Mihai, fătu-l în gură pe Mihai. Că n-am putut să-l înghii niciodată. Ce zici de Ionuț? Ionuț în care să-mi dea bani. Cred că de la asta vine Ionuț, de la Ionuț dau bani înapoi. Ce ești de Vasile? Vasile o cheamă pe măta, aia e. Eu m-a dus și mai departe, înainte să hotărâm un nume, am rugat-o pe iubita mea să facă o listuță cu toți bărbații cu care s-a culcat. Ca să nu punem niciunul dintre numele alea. Acum pe filmul cheamă Zglâf. Al doilea. Da, am un băiat, mersi frumos să-mi trăiască. Are pula mare ca tasu. Adică nu ca mine. Și dacă mai sunt în sală oameni care au copil, nu în sală, cu o soacră acasă, dacă mai sunt, probabil știți chestia asta, când ai copil mic nu prea mai faci sex. Doar eu?
Nu mai e timp, nu mai e timp. Dacă se întâmplă să avem timp să facem sex, clar nu mai avem timp de preludiu. Dar noi ai ajuns acum ca tot preludiu să fie... Doarme? Doarme. Sugio. Și asta îmi zice ea mie. Sunt stresat. Sincer, de-abia aștept să se legalizeze o treabă. Scurăsienii de acord cu mine prin aplauze. Exact, căsătoria între gay. Public deschis în seara asta. Păi de ce nu e 2018, libertate, democrație, face fiecare ce vrea. Chiar nu mă interesează, efectiv mă doare în fund. Ăsta primul motiv. Al doilea motiv. Vă dați seama cât de tare ar fi să se legalizeze treaba asta și să ajungi să mergi la o nuntă de gay românească, neaoșe și tradițională. Cei drept s-ar schimba niște lucruri. N-ai mai avea nașul mare și nașul mic. Ai avea nașul activ și nașul pasiv. N-ai mai avea luna de miere, ai avea luna de cacao. Nu s-ar mai rupe turta, că deja și-au rupt-o unul altuia. Cea mai periculoasă chestie la o nuntă de gay, nu vrei să te bagi acolo, ar fi dansul pinguinului. Dar o să-i mereu un unchi insistent, hai. Nu, sincer, sper să se legalizeze prostituția. Cine e de acord cu mine? Toată lumea a venit cu prietena în seara asta. Ar fi foarte mișto să se legalizeze prostituția la noi în țară. Ar fi foarte, foarte mișto. Pentru că noi, ca popor, dacă importăm treaba asta, că o importăm, noi o să exagerăm. Cum exagerăm cu orice om de afară. Noi nu o să ne oprim la un bordelici colo. Noi o să avem hiperbordeluri. Cum sunt hipermarketurile. Bine, o să ai și la fiecare colț de stradă cât un fuck and go. În cazul în care te grăbești să iei ceva. Sau să dai ceva în timp ce iei ceva, înțelegeți voi. O să fie foarte mișto, o să ai case speciale pentru cei care termină mai puțin de 3 minute. O să ne trebuie casierița la intrare dacă dorești punguță. La ieșire o să te întrebe, aveți card de infidelitate? O să audă din când în când prin interfon o angajată de la raionul anal să se prezinte la serviciul clienți. Andreea, știi de cere? O să avem campanii prin oraș cu la noi găsești cele mai proaspete ciuperci. Sau poate o să fie ca la Lidl. Săptămâna ungurească, săptămâna bulgărească. Problema este că dacă se legalizează treaba asta, fetelor ați încurcat-o, pentru că se întoarce roata. Se întoarce roata, așa cum ne târâți voi pe noi la mall-uri și la hipermarketuri. Așa o să vă târâm și noi pe voi la hiperbordel. Abia aștept să fiu acolo în cabina de probă. Ia zi, iubi, îmi vine? Nu vă supărați, aveți ceva un pic mai strâmt? Că mi-e un pic largă, un XS, vă rog frumos, dacă aveți. Și dacă te duci cu iubita la hiperbordel, o să-ți o sigileze bodyguardul la intrare. Îmi pare rău, n-aveți voie cu marfă de afară. Și cu asta vă mulțumesc frumos. O seară bună, pa, pa! Am urcat în metrou, acum câteva zile. Am coborât în metrou. Și când am intrat în metrou, era stăteam în metrou acolo și m-a călcat cineva pe picior. Și mi-a zis scuze. Și am zis ok, zic, nicio problemă. Și până am stat un pic și m-am gândit, mi-am dat seama, omul ăla n-a zis că îi pare rău sau și-a cerut iertare că m-a călcat pe picior. A aruncat către mine conceptul de scuze. A fost scuze. Ia niște scuze, că există scuze. Ca și cum mi-ar zice prietena mea, te iubesc și eu i-aș spune și eu sentimente. Eram în metrou și în metrou fiind, când am intrat în metrou, toată lumea din metrou era cu telefonul în mână. Toți erau cu așa.
Și m-am uitat la toată, dar toți, bătrâni, copii, femei, un cal, toți erau cu paznicul ăla de la metrou, ăla care conduce metrou, toți. Așa se conduce metrou, e un volan mic, orizontal, înalt. Nu am fost într-un metrou niciodată, în partea din față. Toată lumea era cu telefonul și m-am văzut un pic pe mine din exterior, că e s-a obsedat și eu cu Instagram-ul toată ziua. Și am zis, bă, nu e ok. Îmi dau seama că am o problemă, că toată ziua sunt pe Instagram. Hai să încerc acum, am 3 stații până ajung acasă la Grozăvești, până cobor la Grozăvești. Poate reușesc totuși să fac un efort, îl dau pe silent, îl bag în buzunar și încerc să nu mă uit. 3 stații să nu mă uit pe Instagram. Și l-am băgat în buzunar, mi-am găsit și un loc jos, m-am așezat jos, am stat liniștit și am căzut pe gânduri. Nu știu dacă ați prins gânduri, dacă mai știți. Era înainte de Instagram. Era... Le aveau oamenii, era când se gândeau ei la lucruri, nu se uitau la ce s-a gândit altcineva, că s-ar fi gândit altcineva. Și am căzut pe gânduri și am ratat Grozăvești, am coborât o stație mai târziu. Că dacă ești, când sunt cu telefonul, sunt panicat că sunt acolo cu telefonul, cu Instagram, mă, ce, dar sunt așa, așa, mereu atent, ăla cine e, ce face ăsta, ce e, ce, unde, pula, unde sunt, ce am ajuns, unde, așa. Ce pula? Nu știu cine. Dar așa stăteam și mă gândeam cum ar fi să am un cal. Eu sunt născut, crescut în București. Cum ar fi să am un cal? Să vin la club cu calul. Vin la comics, călare. Opresc aici, în față, în parcare. Plătesc mai puțin parcarea, că e mai... Nu ocup un loc întreg cu calul. Nu? Să mai rămâne loc, măcar de încă un cal. Poate vin și cu prietena. Ea n-are cal. Eu la mine acasă, ca să vă explic cum, că știu că sunteți curioși. Eu la mine acasă am o mașină, am și o prietenă. Sunt ușor incompatibile. Am făcut o pană zilele trecute, unul din noi a făcut o pană. Jumate, 50% din oamenii din relația de la mine de acasă au spart o roată la mașină. Celelalte 50% a trebuit să ducă să schimbe. Celelalte 50% a trebuit să mă duc să schimb roata la mașină. Pana nu s-a întâmplat singură, era un cui în roată, roata era umflată, prietena mea a văzut cuiul și s-a panicat că avem pană și a scos cuiul din roată. Dovedind astfel că nu înțelege conceptul de dop. O dată s-a făcut flășc, a trebuit să mă duc cu roata flășc, flășc până la vulcanizare. Am ajuns la vulcanizare, flășc, flășc. M-a așteptat vulcanizatorul acolo, un domn cu o salopetă rotundă și cu o șapcă în cap. Și m-a așteptat, s-auzise flășc, flășc, mă așteptau și alți oameni pe stradă, că s-auzea. Flășc, flășc, am ajuns cu mașina, a văzut roata desumflată, m-am dat jos din mașină, s-a uitat la roata, s-a uitat la mine, s-a uitat la roata, s-a uitat la mine și a zis da. Pula mea, un Big Mac și cartofi mari. Ce crezi că vreau? Roata, s-o schimbăm mai mult tu? Și mi-a schimbat roata. Mi-a schimbat, a fost ok până la urmă. Dar mi-a dus la sfârșit, mi-a mai spus, face 10 lei. Și i-am dat 10 lei. Mi-a adus o cărticică de asta, un bond de asta, cu toate operațiunile detaliate, tot ce a făcut vulcanizatorul, un procesul de schimbare a roții. Ca la restaurant, așa. Cu toate, o grămadă, o listă întreagă de 1, scos șurub, 5 lei. 2, pus șurub jos cu grijă lângă mine, 3 lei. 3, ținut minte unde pus șurub jos lângă mine. Că dacă uitat unde pus șurub jos, ce pus la loc în roată? Băți, plecat cu mașină cu băți în roată, rupt, băți, sărit, roată, intrat cu mașină în râu, murit. Nu meritat să fi dat doar 3 lei ca să ținut minte unde pus șurub jos lângă mine? Și-am dat 3 lei, că nu vreau să murit cu băți în râu. A fost ok să dau 3 lei pentru asta. Dar m-a deranjat de pe o listă ultima chestie, care era constatare 5 lei. Constatare. Adică, bă, e spartă. Coi, știu, de asta am venit. Eu am constatat, eu am văzut că tu trebuie să dai mie 5 lei. Unde mi-ai tu bani că e spartă? De asta am venit, altfel ce? Veneam să văd ce mai faci și ai constatat că e spartă. Și zic, poți să fac și eu asta, vreau să fac și eu bani din constatare. Mă opresc și eu, mă duc la semafor aici, în intersecție, când opresc mașinile,
sunt aia care spală geamul, mă duc și eu acolo, măi, la toate patru, vreau să le băi, sunt ok toate patru, 20 de lei, te rog, dacă... constatat că e ok. Îmi place foarte mult să mă uit la fotbal în ultima vreme, am o pasiune. Mă uit la fotbal, dar nu mă uit la, eu nu sunt microbist, mă uit la fotbal feminin. Fotbalul feminin este alt sport. Vă recomand, dacă nu vă uitați, să încercați măcar o dată. Este incredibil. Ce-mi place cel mai mult este, în primul rând, faulturile sunt faulturi. Eu am văzut, la bărbați, îți suflă la ureche, ai căzut pe jos. Aia e, galben poate, roșu, ceva, speri. La femei nu e, sunt șuturi, țâțe, e pe bune, tot ce se întâmplă acolo e... Și nu se oprește meciul, adică ele se înțeleg. Bă, ea avea mingea, eu am șut, ea are țâță. Ce, cum trebuia să iau altfel mingea? S-a înțeles, era, da, bă, aveam țâță, am țâță, ce să fac? Și sunt, au părul aprins în coadă, coada aia e o toartă. Părul ăla e o toartă, n-are cum să nu fie o toartă. Așa arată o toartă. Mai, o mai vezi pe câte una, cum alergă cu speranță în suflet către care o adversar are mingea la picior și fuge capul așa la un moment dat. Că vrea altcineva mingea. Și cum mă uit eu la fotbal feminin, cum vă recomand să încercați, este eu deschid un tab cu fotbal feminin la YouTube acolo, pe mute, fără sonor. Și deschid un alt tab în spate, tenis feminin, pentru sonor. Poate chiar două, trei meciuri diferite, decalate. Atât am zis. A zis ceva Șarapova aici, da, Șarapova e o alegere foarte bună, Selena, iarăși. Nu contează prea mult, dar încercați, experimentați treaba asta. Intre ceva peste voi, vă uitați la fotbal, n-are ce să... E mausul în stânga, dar vă uitați la fotbal. Cunoscătorii, e un cuvânt mare pentru labagii, nu e? Și m-am uitat de curând la un meci de fotbal feminin în care jucau două echipe, dintre care una mult mai slabă. 5-0, s-a terminat prima repriză, 5-0 pentru echipa aialaltă, umilitor. S-a terminat pauza, a început repriza a doua, primul lucru în repriza a doua, gol de la echipa aialaltă, din nou, 6-0. O frumusețe, un efect, s-a dus direct în, la vincul, la păianjen, cum să spun, o minunăție de gol. Moment în care portărița, doamna portar, de la echipa mai slabă, s-a supărat și a plecat. Mie mi-a explodat capul, eu nu mai văzusem așa ceva niciodată. Nu mi-am închipuit că se poate întâmpla așa ceva. Ea a zis, am luat încă 6 zile, nu mai joc. Și a plecat la vestiar, s-a dus la vestiar. Au oprit meciul, că n-aveau nici ei, nu s-a așteptat nimeni, n-aveau de rezervă. Și au fugit niște reporteri, după aia s-au dus la vestiar și au întrebat de ce s-a supărat, ce s-a întâmplat. Și ea a zis că nimic. Vă mulțumesc frumos! Dar eram... la un moment dat făceam duș. Țin minte. Parcă ieri era. Și cum mă spălam eu acolo? Poate știți dacă ați făcut duș cu mine. Cum mă spălam eu acolo, așa deodată, bă, dar de nicăieri îmi vine în cap Captain Planet. He's our hero. Și am fost, băi, ești prost, cine e la platane acolo sus? Cine e? Păi bune, ce DJ a pus chestia asta? Nu știu dacă noi cu toții avem în cap cât un DJ. Nu știu, păi bune, de-a lungul zilei spune melodii. Nu vi s-a întâmplat să fie așa, dintr-o dată îți vine o melodie în cap, ești în mașină și la modul de hey boy, trying to lock my hips, bit me by my lips, bite my... Știi, tot timpul melodie, adică nu se întâmplă să fii la volan tatăl nostru că ești în cer, fițească-ți numele tău. Nu, melodie. Și de asta mi s-a părut ciudat, pentru că mi-a venit în cap Captain Planet, era o melodie de la un desen animat la care eu mă uitam acum vreo 25 de ani. Și dar cine, ce DJ a vrut să facă impresie? Că a trebuit să caute adânc pentru melodia asta, știi? Că a trebuit să dea la o parte o grămadă, a dat la o parte Carla's Dreams, Delia, Grasu, Salam, știi? DMX, Jay-Z, Salam, iar, știi?
Și a încărcat melodia și eram acolo în duș. Captain Planet, he's our hero, gonna take pollution down to zero, he's our powers, magnify. Știi că mi-a ajutat tot toată. Asta m-a... Erau versuri de nu știam că le știu. And he's fighting on the planet. Și mi-am asamblat de Captain Planet, Captain Planet, un desen foarte mișto. Și eu am fost foarte mare fan Captain Planet când eram mic. Știți, cu planetarii, că erau chestia cu pământ, praf, prostul copiilor, știi? Și era by your powers combined, aia în pielea pulii, știi? Și era go pielea, știi? Și mi-am adus aminte că am fost mare fan, că vreau și eu să fiu planetar. Și sora mea vrea să fie planetară. Da, am aruncat gluma asta aici ca buchetul la nuntă, o persoană o prinde, știi? Planetară, v-ați prins? Bă, comedie la nivel înalt, mă, asta e. Și mi-am adus aminte. Iar două persoane încercăm, restul nu, nu, nu. Ne-am gândit mai bine, nu se merită. Și mi-am adus aminte, Captain Planet era un desen în care oamenii care au făcut Captain Planet au zis ei, bă, noi facem un desen, bă, salvăm lumea, mă. Nu facem Tom și Jerry, dă cu tigaia în cap de nu prinde tigaia forma urechilor, nu se poate așa ceva. Noi facem un desen, salvăm lumea, pentru că se uită copiii și apoi aceiași copii se vor face mari și vor salva lumea. Și ia uite, 25 de ani mai încolo, ce bine ducem. Au făcut degeaba acel căcat de desen. Pentru că e nașpa, nu știu dacă vă dați seama, dar iată-ne în 2018 și e nașpa. E lumea de căcat, clar, planeta asta suce populă. Nu, suce populă planeta. Asta am înțeles eu de la DiCaprio. Că știți că a luat Leonardo Oscarul și a ținut să precizeze că the planet is going on the dick and we need to undick it. Știți că DiCaprio e foarte activist, mereu vrea să salveze planeta, tot felul de asta ne avertizează cu încălzirea globală, să facem ceva. Și mereu vrea să salveze planeta și înțeleg de ce vrea să salveze planeta, pentru că el are o viață mișto. Nu, e celebru, bogat și fute supermodele. Da. E o viață pentru care merită să lupți. Dacă e să mă întreb pe mine... Știi, eu căsătorit cu doi copii, la mine salvarea planetei nu e în top 5. Eu nu țin cu dinții de viața asta, știu, neapărat. Dacă n-aveți, ce face altceva? Dacă... La mine în top 5 e așa. Pe primul loc e următoarea luptă a lui McGregor, abia aștept. Pe locul 2 KFC, nu? Pe locul 3 e un copil, nu zic care, fetița, așa. După aia 3 locuri libere, al doilea copil, nu zic băiatul, așa. Iar locuri libere, soției pe undeva pe jos și planeta, hă-hă, la ușe. Nu. Știți că mai sunt de-alea pe articole pe Facebook, știi, că de acolo, dacă oamenii continuă în ritmul ăsta, o să murim în nu știu câți ani. Și mă sperii, dau acolo click și acolo citesc că nu, în 50 de ani. Și, 50 de ani, eu am 37, 87, deja sunt pe bonus. Mi-e zic cum o să fie vremea mâine, aia mă interesează. 50 de ani, tare în pulă. Nici nu-mi iubesc așa mult copii. Dar îmi te nepoți. Pișpăi. Zic pentru că se filmează și vreau să rămână. Când ori să vină să-mi ceară bani sau să-l las casa, le pun clipul ăsta. Eu v-am zis când voi nu existați, v-am zis că mi se rupe pula de voi. Ok. Nu mi se rupe, în fine, o să încerc să... Deci asta am lămurit-o cu planeta. Că trebuie făcut ceva cu planeta, pentru că nu e. Și eu am un plan, de asta v-am adunat aici, pentru că eu am un plan. Eu știu când trebuie salvată planeta. În primul rând, trebuie mers la sursa răului. Cine distruge planeta? Și anume, bărbații. Bărbații distrug... Corect? Suntem toate de acord? Nu? Că eu chiar cred că tot răul din lume pleacă de la faptul că există bebeluși. Bebeluși, că vine bebelușul pe lume și ce face? Distruge femeia, mama, nu? O distruge fizic și psihic? Nu? După aia femeia distruge bărbatul? Nu, și bărbatul distruge lumea, ce să fac? Nu poți stai așa singur distrugi mai departe, că așa se întâmplă.
Și de-aia trebuie făcute campanii pentru bărbați. Și cum mă întrebați, nu mă întrebați, dar vă zic oricum, trebuie băgate campanii pentru salvarea planetei în timpul filmelor porno. Aia este părerea mea. Așa trebuie făcut. Acum știți care e chestia, că sunt campanii pentru salvarea planetei, dar toate sunt la fel, cu aceleași imagini, ți arată unul care dă cu o sapă în capul unei foci. Și tu te uiți acolo, bă, ce mă răzmi asta? Eu n-am văzut o foc în viața mea. Arată-i lui clipul ăsta, doar îmi faci, mă simt prost, așa. Dă la cu, hei, trebuie să salvăm elefanții. Eu trebuie să fiu la nouă, la Pipera, la... Jur că dacă văd un elefant pe drum, îl las în pace, să mă arăt, sunt babul ăla, nu mă ating de elefanți. Dar mi-arăți, nici n-au dinții ieșiți în față, ce dracu să le fac eu? Ok, nu, eu nu mai trag în elefant. Dacă... Și de asta zic, ăsta e planul meu. De schimbat și băgat campanii astea, reclame. Salvarea planetei în timpul filmelor porno. Că atunci e bărbatul cel mai receptiv. Jur. Bă, jur, cu momentul în care te uiți la un film porno, bă, ești prezent acolo, nu te iei cu altceva. Știi, nu-i ca la știri, dai drumul la știri, mai pleci, te mai întorci. Nu faci la porno, dai drumul la porno, te duci, îți faci un sandwich, știi? Te întorci, tot capră vin mai încolo. Am mai văzut capră. Nu, ai dat drumul la porno, ești acolo, bă, ești prezent. Și în momentul în care vă zic, când un bărbat se uită la un film porno, vă zic, mintea lui este în cea mai pură formă posibilă. Vă jur, pentru că odată ai o bucurie fantastică, că eu o bucurie, oameni buni, eu mă uit de mulți ani la porno și încă mai bucur. Mi se pare incredibil că sunt oameni care ne las, ne uităm la ei când se fute, ești prost la cap. Și dea Dumnezeu sănătate. Cât se poate, e o industrie grea, dar bine. Păi bune, că dacă nu aveai porno, câți oameni vedeai făcând sex, nu? Da, depinde ce prieteni ai, dar... Nu, mulți. Da, așa, nu? Perfect. Deci ai o bucurie fantastică și în același timp ai și rușine. Nu? Îți iei și o leacă de jenă, nu? Nu că dacă ți-o la un film porno, numai că îți dai o labă, că nu te uiți doar să vezi ce-ți mai poartă anul ăsta, nu? Și de labă e atașată rușinea. Că te simți, bă, ce... Nu? Că dacă n-ar fi, am face-o peste tot. Că e atât de mișto și la îndemână, dacă îmi permiteți. Nu? A ieșit dimineața în curte, ceva vecine! Uite, am ieșit la o labă, că e frumos afară. Ce face soția? Bine, bine, zic o pup. Hai că intru, că-mi dau drumul, vorbim după aia. Nu știu ce am făcut așa, dar... Eu așa... Eu nu-mi dau drumul în sting pool. Că nu e! De la voi atașată rușinea, ți-e rușine, te ascunzi, tragi draperiile, te bagi într-un gol. Laba va fi dată. Și de aia, și atunci ar intra bine o campanie de asta cu, hei, salvați planeta! Dar știți cum să fie? Adică să nu fie la modul să se întrerupă filmul porno și să-ți bage un clip de la, nu, că îi dai skip. Nu, să fie acolo în timpul filmului porno, când e o femeie face sexual unui nene acolo. E sugepul ăla. Știi ce? Sugepul ăla e sugepul ăla și la un dat e anual 20.000 de foci sunt omorâte cu brutalitate. E timpul să oprim asta. Și eu vă jur că informația asta ți intră în suflet. Deci la mă trebuie făcut ceva cu focile astea, băga mea, și nu se mai poate. Bine, că poți fi și efecte adverse, după aia fii gata când vezi o focă în scoală pula, dar hei, adică, na, cu bune și cu rele. Și cam atât din partea mea, mulțumesc frumos că a fost un public absolut acceptabil. Pa! Eu sunt Ardelean, născut în Marghita, județul Bihor și am venit în București pentru că aveți taxiuri aici. Ne aveam un taxi, unul era, și ăla ne scutea din oraș, în alt oraș. Aia era... Îmi plac foarte mult taximetriștii. Mi se pare că sunt niște personaje super, super șmechere. Foștii combinatori anilor 90. Care au zis, pula mea, nu merge. Mă apuc de taxi. Sunt personaje. Eu când merg cu taxi, îmi place să mă cert pe banii mei. E distractiv. Nu înțeleg Uber și Taxify. Înțeleg dacă ești femeie.
Că urci într-o mașină curată, cu un șofer decent, supravegheat printr-un software de mai sus, din satelit, nu ți se întâmplă nimic. Dacă ești bărbat, du-te în plămea cu taxiul. E ultima redută a curajului. Plus că e și mai interesant cu taxiul. Se întâmplă chestii, ai ce povesti. Te bați cu șoferul, la dă înapoi, dar și tu îi fuți picioare în tablă. Ajungi la bere un pic spart, dar ai o poveste care ține 4 ore. Pe care vin alții și pun și alte povești cu taximetriști. E mult mai engaging. Spre exemplu, la un moment dat am luat un taxi și a venit taxiul. Din bloc părea că în taxi e cald. Așa părea din bloc. Am urcat în taxi, omul se bășise, vă jur, și își făcea vânt cu un air freezer. Asta era... Am intrat în taxi, am dat cu ușa, am simțit că mi-a futut viața un picior în gură. Efectiv, am făcut... Nu e șoferul, unde merge? Zic, coaie la spital. Zice, la care? Zic, la primul, dă-i! Hai ce povesti, mergi cu Uber-ul, mega politețe. Asta se întâmplă, omul ăla e prea politicos, pă degeaba. Urci în mașină, bună seara, dumneavoastră, și bine ați venit în la mea mașină. Curată, cu bomboane, cu apă plată, sper să nu le mâncați, să nu le beți, eu le am aici pentru 5. Vreau nota aia, vreau să-mi dați 5. Practic, ce-a făcut Uber și Taxify a fost să convingă oameni de la periferia orașului să vorbească frumos unul cu altul. Atât. În rest, sec. Nimic acolo. Când mergi cu taxiul, poți să bei, poți să urci beat în mașină, poți să vomiți. De-aia e taxiul. Ești mor de beat, doar nu să vomiți pe blugii ăștia. Mergând. Stai jos frumos, pui capul și vomiți. Ești... Șoferul de taxi în față, dă-i pe covor, dă-i pe covor! Odată ce ai urcat în taxi și ai fost de acord să-l plătești cu 50 de lei orice cursă până unde fii, poți să te caci pe ușă, bă. Efectiv, e mor de beat, tu ai justificarea că ești beat, te caci pe ușă. Șoferul un pic panicat, bagă curul înapoi! Că ne vede poliția, deja suntem amândoi implicați, ne vede pe amândoi poliția. Pe tine că te caci pe ușă... Și pe mine că n-am autorizație. Bagă curul înapoi. Dar nu-l deranjează la modul să oprească mașina să te dea jos. Îl deranjează așa un pic. Conversațional. Bagă-mă curul înapoi. De fiată când vine Uber-ul să mă ia de la o prefecere, de la o petrecere, parcă vine taică-mea să mă ia de la o petrecere. Efectiv, trebuie să mă prefac treaz. Nu vi s-a întâmplat? Urce în mașină, mulă. Bună seara, dumneavoastră, unde mergem? Am popa pe cațe. Vă este rău? Nu. Așa vorbesc eu. Am o problemă din naștere. Când zici că ai o problemă din naștere, trebuie să ții mâna așa un pic, să pară că e adevărat. Am o problemă din naștere. Chestie care ține până la primul sens giratoriu. Știi când ești mor de beat și ai băut 40 de shoturi peste 20 care erau în plus? Și să lovesc molecule de alcool, de alte molecule de alcool, să bat în gânduri, lovesc în timpane și ficat încă mai are o rezonanță a basului în clubul în care ai fost? Auzi un pu-pu-pu. Un țiuit în urechi. Ochii prea mici, luminile nu-s puncte, doar dungi așa, că fac ochii așa. Și intri în sensul giratoriu și ești... Iese mașina din sensul giratoriu. Tu nu ești în sensul giratoriu încă. Tu efectiv ești în sensul giratoriu până acasă. Ești numai în sensul giratoriu. Panicat să cauți puncte fixe, să-ți ancorezi privirea, să nu-ți vină rău. Ți se ridică părul pe mâini, părul pe ceafă, să omezește gura, să pregătește corpul. Hai, frate, o dăm afară. Și ești în mașina aia curată. Lași geamul jos, scoți nasul pe geam. Omul din față un pic panicat. Vă este rău? Nu-mi pula mea să alergic la curbe.
Nu-i nimic de povestit niciodată. Singura chestie pe care am de povesti cu Uber-ul este asta. Eram la un moment dat. Cum se întâmplă să fii mor de beat în fața unui club cu niște prieteni și eu cred că asta vreau să-mi aduc aminte că am insistat să luăm taxi. Asta cred, asta vreau să cred. Dar nu știu cum s-a făcut că a apărut un uberist, un șofer mult prea tânăr, eu mult prea beat. Nu se duce într-un futai povestea asta, dar îmi place să-i duc gândul ăsta. M-am pus pe scaunul mortului, s-au pus pe tine în spate și am mers către foișorul de foc. Când am intrat în foișorul de foc, către foișorul de foc, era o stradă care avea un cedează în față. Eu când îți mor de beat, eu văd mult mai bine semnul de circulație că îți mor de beat. Eu am văzut niște cedează. Nu știam câți cedează erau, era o grupare de cedează. Dar m-a luat panica un pic, am văzut că șoferul nostru nu voia să pună frână. Și m-am uitat așa, am zis, băiatul, avem niște cedează. Omul nu m-a crezut pe cuvânt, dar a frânat în ultima secundă. Când zic ultima secundă, ultima fracțiune de secundă, ultima jumate de secundă din secunda înainte impactului. A frânat. Prin fața noastră a trecut un profesionist, un taximetrist. Ca să vezi ironie. Omul a știa semnul de circulație întâmplător. Avea prioritate, de aia nu a frânat. Ne-am dat seama că nu e amator, că atunci când o claxona, nu s-o cuit pe el claxon. Nu a fost un iiii, a fost super sincron, claxon cu lumină, a fost Și-or trecut într-o fracțiune de secundă prin fața mașinii noastre la o palmă. Așa de aproape a fost de mașina noastră că am văzut cum s-a transfigurat clientul din taxi în timp real. Efectiv, a fost, măi, să-mi bă pula! Asta a fost... Era pe telefon omul. La noi în mașină s-a lăsat o liniște. Și m-am uitat beat și superior la șoferul nostru de Uber și i-am spus, era să murim. Am auzit cum a înghețat căcatul în el. Nu știu dacă ați auzit vreodată cum îngheață căcatul într-un om. S-aude un îț înainte. Îț! Un nod mare o coboră din gât, o lua cu el medile și bașii din voce și o rămas omul numai pe înalt. Era, îmi pare rău! Pare rău, n-am vrut, vă jur! Vă jur, e ultima cursă! Ultima cursă! Vă jur, ultima cursă! Mă uitam la el și nu înțelegeam ce părerea să zică cu ultima cursă. Mă uitam la el și, băiatul, ești prost la cap? Cum ultima cursă? Ultima cursă înseamnă că murim! Hai, zicem că e penultima cursă, ok? Ți-i cam atât din partea mea! Mulțumesc!